Învățarea activă înseamnă că participi, colaborezi cu alții și aplici conceptele în lumea reală. Necesită efort mental susținut, dar duce la o retenție mai bună și o înțelegere a materialului care poate fi transferată în alte situații. Pentru a înțelege de ce învățarea activă funcționează atât de bine, este util să știi că atunci când creierul nostru decide ce să rețină, își pune două întrebări fundamentale. Pot să înțeleg și ar trebui să știu asta? Atunci când te întrebi, pot să înțeleg, creierul tău pune întotdeauna noile informații pe fundația cunoștințelor existente. Dacă fundația lipsește, creierul nu știe ce să facă cu informația și, drept urmare, o respinge. Cu alte cuvinte, creierul tău trebuie să construiască conexiuni neuronale ca bază, ca noile informații să se atașeze. De aceea, învățarea activă implică mai mult efort mental, dar este esențială pentru învățare. Când ne întrebăm, trebuie să știu asta, creierul nostru face o distinție între materialul considerat demn să fie reținut și cel pe care îl poate uita. Dacă sunt șanse mici ca noile informații să fie reutilizate, creierul este destul de inteligent să le respingă. Dacă creierul consideră că informația este necesară, de pildă dacă ar putea crește statutul tău social, atunci o va stoca în memoria de lungă durată. Pentru a rămâne acolo și pentru a putea fi ușor refolosită, trebuie să o utilizezi sau să te gândești la ea periodic. Pentru a înțelege cum poate fi aplicată învățarea activă în sălile de curs, să ne uităm la metoda profesorului Carl Whiteman, un fizician laureat al premiului Nobel și un susținător de frunte al acestei metode. Există 4 pași. Pasul 1. Înainte de curs, studenții citesc bazele lecției, astfel încât să-și facă o idee despre terminologia și fenomenele de bază. La curs, profesorul începe cu o scurtă introducere și apoi propune câteva întrebări. Le cere studenților să folosească dispozitive de tip clicker, un mic dispozitiv pe care studenții pot răspunde la întrebări cu opțiuni multiple. Alternativ sau pentru probleme mai complexe, se pot distribui foi de lucru. Pasul 2. Wyman propune o problemă și le cere tuturor studenților să aleagă unul dintre cele 3 răspunsuri posibile, folosind clickerul. Acest lucru are 2 beneficii. În primul rând, profesorul își face o idee despre câți dintre studenții săi au înțeles subiectul. În al doilea rând, studenții sunt concentrați pe întrebare. Vor să știe dacă au răspuns corect. Este important ca întrebarea să fie atât provocatoare cât și interesantă. Toate acestea durează mai puțin de 5 minute. Pasul 3. Fără a le spune studenților cum au votat și urmând instruirea de la egal la egal a lui Eric Mazur, care implică întrebări, discuții între colegi, voturi și discuții în grup. Studenții discută apoi întrebarea și răspunsurile lor cu unul sau doi colegi, ideal cu cineva care nu este de acord cu opinia lor. În timpul discuției, studenții trebuie să justifice răspunsurile și să explice de ce ceilalți ar putea greși. Între timp, instructorul se plimbă în jur, ascultând discuțiile pentru a evalua gândirea studenților și răspunzând la întrebări scurte. Apoi are loc un al doilea vot. Abia acum rezultatele vor fi arătate. De obicei, al doilea vot va fi mult mai bun decât primul, deoarece studenții învață mult din discuțiile lor. O întrebare ideală va avea aproximativ o treime răspunsuri corecte la primul vot și 85% corecte la al doilea. Toate acestea durează aproximativ 7 minute. Pasul 4. Acum profesorul conduce o discuție de tip follow-up cu toți studenții pentru a oferi feedback, analizându-le raționamentele, care sunt corecte și, mai important, care sunt incorrecte și de ce. Doar la final, profesorul Wyman va explica soluția corectă și va răspunde la întrebări suplimentare. Asigurându-se că studenții au înțeles din întrebările pe care le pun, el decide dacă este momentul să treacă mai departe. Toate acestea durează aproximativ 10 minute. Există 3 motive pentru care învățarea activă funcționează foarte bine. Studenții lucrează activ la probleme interesante. Și pentru că toți au votat pentru un răspuns chiar de la început, au un interes în rezultat. Creierele lor decid că informația acoperită trebuie reținută și, prin urmare, sunt mai receptivi la învățare. Prin rezolvarea problemelor în mod individual și în grupuri, aprofundează materia. Explicația unui coleg angajează procese mentale noi. Drept urmare,
formează noi căi sinaptice în creierele lor. Explicația profesorului vine doar după ce studenții și-au format deja propriile gânduri despre concept. La acest punct, explicația are mai mult sens, deoarece creierul poate conecta informația nouă la toate gândurile pe care le-a construit. Răspunsurile corecte au o bază solidă. Multe cercetări au arătat diferențe semnificative în rezultatele obținute prin învățarea pasivă și cea activă. Într-un experiment efectuat cu grijă, profesori de fizică au predat cursul în două moduri. Unele clase au fost ținute într-un stil convențional, iar altele au folosit învățarea activă. Chiar dacă profesorii au fost aceiași și studenții au fost similari, în medie cei care au învățat activ și-au dublat înțelegerea când au fost testați la sfârșitul cursului. Alte experimente au arătat că retenția pe termen lung este mai mare. Studenții care urmăresc o prelegere convențională, urmată de un test, uită în jur de 90% din material în 6 luni. Într-un mediu bazat pe învățare activă, studenții își pot aminti peste 70% din ce au învățat după 2 ani. Uneori profesorii prezintă o problemă și apoi demonstrează clasei cum să o rezolve. Ei cred că își pot transfera direct gândirea în mintea studentului printr-o explicație. Din păcate pentru idei noi, creierul nu funcționează astfel. Cu excepția cazului în care creierul construiește activ acele idei în interior, este ca și cum materialul nu a fost auzit. Dar voi, ați învățat vreodată într-un mediu bazat pe învățare activă și în caz afirmativ, cum se compară cu învățarea tradițională? Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.